Castelul Peleș, situat în munții Carpați, lângă Sinaia, România, este unul dintre cele mai impresionante și frumoase castele din Europa Centrală. Iată o prezentare subcintă a istoriei sale. Castelul Peleș, o bijuterie arhitecturală situată în inima munților Carpați, a fost comandat și conceput în perioada de început a domniei regelui Carol I al României, un monarhaș cu o pasiune profundă pentru arhitectură și artă. Construcția sa a fost un proiect ambițios, începând în 1873 și finalizându-se în 1914. În timpul acestei perioade s-au adus contribuții semnificative care au transformat visul regal într-o realitate impresionantă. Arhitectul principal desemnat să dea viață viziunii regelui a fost Johannes Schulz. Cu toate acestea, influența asupra aspectului final al castelului a fost profund modelată de Karel Liman, un alt arhitect de prestigiu, care a preluat proiectul după moartea lui Schulz. Această tranziție de responsabilitate a avut loc în 1883, când Schulz a decedat subit și Liman a preluat ștafeta pentru a aduce la îndeplinire planurile grandioase ale regelui stilul arhitectural al castelului Peleș reflectă o combinație ingenioasă de elemente gotice, renascentiste și baroce, realizând astfel o operă eclectică și estetică. Construcția castelului a fost marcată de tehnologii inovatoare pentru acea vreme, incluzând instalații electrice, încălzire centrală și chiar un ascensor. Aceste elemente au consolidat statutul Peleșului ca unul dintre cele mai moderne și avansate castele ale epocii pe lângă rolul său ca reședință de vară a regelui și loc de întâlnire pentru evenimente oficiale. Castelul Peleș a avut o contribuție semnificativă în domeniul politic. În 1918 a găzduit semnarea Tratatului de la Peleș, prin care România recunoștea independența Cehoslovaciei. După perioada comunistă, când a fost confiscat de regimul comunist și folosit în mod diferit, inclusiv ca sanatoriu, Castelul Peleș a revenit în posesia familiei regale în 1990 și a fost restaurat cu grijă pentru a-și recâștiga gloria și frumusețea originale. Astăzi, Castelul Peleș este deschis publicului și rămâne un punct de atracție turistică remarcabil, ilustrând bogăția culturală și istorică a României. Castelul Peleș a fost conceput într-un stil arhitectural eclectic, combinând elemente gotice, renascentiste și baroce. Are 160 de camere, decorate cu detalii elaborate, sculpturi și mobilier de epocă. Deschiderea oficială a castelului Peleș în 1883 a marcat un moment crucial în istoria sa, transformându-le într-o destinație de renume european printre primii vizitatori ilustri s-au numărat împăratul Franz Josef al Austro-Ungariei și împărăteasa Elisabeta Austro-Ungariei, cunoscută și sub numele de Sisi. Acești vizitatori regali nu au făcut doar o simplă vizită, ci au adus și unicitate și prestigiul locului. Împăratul Franz Josef și împărăteasa Elisabeta erau cunoscuți pentru gusturile lor rafinate și aprecierea pentru artă și arhitectură. Vizita lor a consolidat statutul peleșului ca o bijuterie arhitecturală și culturală de prim rang. Ulterior, castelul Peleș a devenit un refugiu preferat pentru familia regală a României. Cu peisajele sale idilice, arhitectura impresionantă și facilitățile moderne pentru acea perioadă, castelul a oferit un cadru perfect pentru vacanțe regale și întâlniri oficiale. De asemenea, Castelul Peleș a servit drept reședință oficială de stat, găzduind ceremonii și evenimente importante. Atât în interior, cât și în grădinile înconjurătoare, s-au desfășurat numeroase momente memorabile care au contribuit la istoria și prestigiul acestui loc iconic. Prin deschiderea sa către publicul larg, Castelul Peleș a devenit un punct de atracție turistică important, atrăgând vizitatori din întreaga lume care doresc să exploreze frumusețea și istoria acestui loc fermecător. Astfel, moștenirea regală a Castelului Peleș continuă să strălucească, aducând în continuare la viață epoci de eleganță și istorie bogată. Castelul Peleș a avut un rol semnificativ în istoria politică a României, deoarece a fost locul unde s-a semnat, în 1918, tratatul de la Peleș, prin care România a recunoscut independența statului. După instaurarea regimului comunist, castelul a fost confiscat de stat și folosit în diverse scopuri, inclusiv ca sanatoriu. După Revoluția din 1989, Castelul a fost retrocedat familiei regale, iar procesul de restaurare a început în 1990. În prezent, Castelul Peleș este deschis publicului și atrage mii de turiști în fiecare an. Vizitatorii pot explora numeroasele camere frumos decorate, săli împunătoare și grădinile înconjurătoare. Castelul Peleș rămâne un simbol al istoriei și arhitecturii remarcabile din România.